Incorrect. Așadar, invitații din platou, o să-i rog să se pronunțe în legătură cu aceste principii care trebuie să stea la baza legii pensiilor și la uriașa provocare pe care v-ați asumat-o, domnule Mihai Fifor, în fața electoratului, după modificarea legii salarizării, să veniți cu modificarea legii pensiilor, acum durerea de cap este mult mai mare și inegalitățile sunt mult mai mari. Da, poate arăta de curaj, să zicem, ca într-un singur an să vii și să umbli și la legea salarizării și la legea pensiilor, dar dincolo de orice sunt lucruri pe care noi ni le-am asumat în fața electoratului, cum bine spuneați ceva mai devreme, atunci când prin programul de guvernare noi am stabilit măsuri foarte clare și în domeniul acesta al pensiilor. Parte din măsuri au început să se ia și nu cred că e cineva care este la pensie în momentul de față care să nu știe că, așa cum am promis, la pensiile care sunt mai mici de 2000 de lei, ați văzut, a scăzut impozitul, practic s-a eliminat impozitul de la 16, suntem la 0. Pentru pensiile care depășesc 2000 de lei brut, avem măsura care va scădea impozitul de la 16 la 10%. Pe de altă parte, punctul de pensie a crescut cu 5,25% la 1 ianuarie. Adică suntem în faza în care am acordat acestei categorii din România toată atenția conform programului de guvernare pe care ni l-am asumat. E normal că atunci când îți dorești să guvernezi o țară în mod responsabil, te uiți la două chestiuni, printre altele. Una a fost aceea de a încerca să punem ordine în sistemul de salarizare și au fost, cred că, ore de dezbatere, chiar și în emisiunea dumneavoastră, despre legea salarizării unitare care a început să producă efecte. Iar acum suntem în faza în care cred că este momentul să încercăm să înlăturăm inechitățile pe care legea pensiilor le poate produce în momentul de față, inechități despre care vorbeați și dumneavoastră, adică anomalii cu pensii care, iată, pot ajunge până la 10.000 de euro, dar și cu pensii care... Pensia medie e 200 și un pic. Da, dar și pensii care nu pot permite, practic, unui om să supraviețuiască de la o pensie la alta. Și atunci, cred că ceea ce realizează în momentul de față echipa Ministerului Muncii coordonată de doamna ministrul Iorguța Vasile este exact același lucru. Parte din principiile pe care dumneavoastră le-ați enunțat aici se regăsesc în programul nostru de guvernare și desigur că sunt linii directoare pentru modul în care se reașează legea pensiilor. Vreau să vă spun că într-adevăr se lucrează și se lucrează foarte aplecat asupra acestei legi. Ne interesează foarte mult și chestiunea aceasta a pensiilor speciale. E o dezbatere întreagă pe subiect. Eu n-aș vrea să creez panică în momentul de față și tocmai de aceea probabil că se lucrează Dezbatem și noi treptat toate aceste aspecte. Se lucrează cumva în interiorul Ministerului, e o chestiune tehnică în momentul de față, după care legea va intra în dezbaterea publică și se vor putea face toate acele discuții care sunt necesare pentru ca legea să fie un produs bun și aplicabil, un produs pe care să-l ducem în Parlamentul României odată cu începerea sesiunii parlamentare, un lucru pe care ni l-am asumat și pe care o să-l facem. Cred că așa cum o cunoaște toată lumea pe Iorguța Vasilescu, acest calendar va fi respectat și este unul necesar. Trebuie să faci ordine în sistem pentru a putea să ai un sistem funcțional. Evident că în spatele acestei legi, ca și în spatele legii salarizării, stă economia de care vorbeați dumneavoastră. O să revenim imediat la subiectul economiei. Acestui subiect. Vreau să întreb pe Varujan Vosganian cum mi se par cele 10 principii, dacă sunt unele corecte și dacă ne putem, să spunem, baza pe ideea că pensiile ar putea să crească la fel de mult ca salariul. Eu aici în direct mă ofer consilier pentru pensii, pentru că eu am fost artizanul creșterii pensiilor din 2007 și 2008 și cunosc bine și oportunitățile și limitele unui asemenea efort. Dar și acuzațiile ulterioare. Acuzațiile ulterioare. O să vă spun imediat și cum e cu acuzațiile ulterioare. Guvernul Tăriceanu a mărit pensiile, a mărit veniturile, dar a lăsat o gaură bugetară. Dar de unde să știm că ceilalți nu se poate duce ceea ce am făcut noi? Interesant. Când eu am venit ministru, pensia medie, nu o să vă credeți, era 250 de lei. 250 de lei? De lei. Eu am urcat-o în 2 ani la 670 de lei. Ca ministru al finanțelor. M-am chemat Călin Tăriceanu. Deseori mă cheamă, și acum mă cheamă. Mă întreabă cum e cu impozitul pe venitul gospodăriilor. Zic, fii liniștit, nu să faci. Păi m-a chemat, cum e cu impozitul pe cifra de afaceri? Zic, fii liniștit, nu să faci. Cum e cu taxa de solidaritate? Fii liniștit, nu să face. Călin Popescu Tăriceanu e liniștit în privința asta. Dar pare că Tudose ascultă Mihai de Tăriceanu. Mihai Tudose, încă puțin și devine membru onorific ALDE. Da. Așadar mă întorc la pensii.
Și m-a întrebat Călin Popescu, Tăriceanu, pot să le mărești? Am zis așa, le măresc câtă vreme bugetul de pensii este echilibrat. Iarăși nu o să credeți, dar în 2007 și 2008, bugetul de pensii nu avea transfer de la bugetul de stat. Eu am mărit de două ori, am dublat pensiile într-un an, fără să am deficit la bugetul de pensii. Dar eu am avut 15 ani de salariați și în 2009 numărul salariaților a scăzut la 4.300.000. Deci tot deficitul ăla. Nu, a fost și cu legea aia, cu IMM-uri. Anul acesta a crescut numai de 40.000 de locuri. Și acum, în legătură cu principiile, acum, în legătură cu principiile astea, e greu, ar trebui să luăm pe fiecare în parte. Eu pot să vă spun ce nu se poate face. 1. Nu se poate plafona pensia la 2000 și ceva de lei. Pentru că pensia este o negociere între cel care a muncit 40 de ani și a oferit un impozit statului și statul care returnează această contribuție. Nu se poate să spui omului, fii atent, tu să dau contribuția înapoi, având în vedere și speranța de viață, până la 50 de ani, tot ce ai contribuit peste 50 de ani, nu-ți mai dau înapoi, pentru că eu am hotărât ca pensia să meargă mai potrivit nivel. Nu, da, pensia mai mare crește puțin. Stimate colegi, e așa, pentru toată lumea trebuie să fie aceeași vârstă de pensionare, același mod de calcul al pensiilor și același mod de a plăti pensiile. Asta înseamnă recalcularea tuturor pensiilor. Asta în primul rând. Deci nu, pentru că în 27 nu de ani avem 27 de legi. Dacă m-ar întreba Călin Tăriceanu, Varujan, să limitează pensia 2300, eu o să-i spun, nu se face. Acum, în legătură cu diferențe între pensii. Ei, stimați colegi, asta nu se poate. Aia asta nu se poate, maestat, cum mi s-a răspuns regelui. Și știți de ce? Pentru că întotdeauna la o lege, ca să o aplici, trebuie să vezi unde e frontiera. Adică acolo unde apar probleme. Unde apar problemele? Unul are pensie 100 de lei, altul are pensie 98 de lei. La 99 de lei ai stabilit că cei peste 99 de lei se mărește cu 3%, cei sub 99 de lei cu 5%. Și o să te trezești că dacă pui procentele astea diferențiate, ăla cu pensie mai mică, o să aibă pensie mai mare decât celălalt. Cum rezolv problema asta? Nu știu. În orice caz, până acum omenirea n-a rezolvat-o. Deci ce te faci cu frontierele, barierele, granițele, bravo. Într-o lege, cel mai important lucru e granița. Până unde se aplică o lege și cine rămâne într-o parte și cine în alta. 5,4 milioane de pensionari, domnule senator, toți cu foarte mare atenție asupra acestei necampuri. Ați început emisiunea spunând că, firesc, este acordată o atenție deosebită. Și mai rețin ce spunea domnul Vosganian, că în timpul ministeriatului de domniei sale a avut grijă ca să nu depășească anvelopa, să-i spune, deși nu place cuvântul, să nu depășească fondul de pensii, bugetul de pensii. Astăzi bugetul de pensii primește 3 miliarde de euro de la bugetul de stat. Vă spun eu exact. În momentul de față, noi am scăzut de la... Haideți să avem un tablou de bord, așa, cum îl am eu ca cifre și mă puteți corecta. Noi am scăzut de la 9 milioane de salariați în 1989 la 5. Din ăștia 5 milioane de salariați, rețineți foarte important, 2 milioane sunt plătiți cu salariul minim pe economie. 4 milioane 750 de mii sunt. Da, mă rog, aproape 5 milioane. Bun, de pensionari, de salarii. Eu vă spun că din ei, 2 milioane sunt plătiți cu salariul minim pe economie. Mai mult decât atât. Zona de evaziune. Diferența dintre necesarul de plată pentru toate pensiile și bugetul de pensii, calculat din taxe, e de 2% din PIB. Deci la un buget de 100, la un PIB de 170 de miliarde de euro vorbim de vreo 3,5 miliarde. Asta de fapt, despre asta este vorba. Să nu credeți că toate degeaba țările europene fac transferul, deci, de la bugetul de stat către bugetul de pensii. E regulă, o să discutăm cu doar România. Asta au și mărit vârsta de pensionare. Să nu cumva să apară din nou speculația făcută de Băsescu cândva că s-a prăbușit fondul de pensii. Nu, domnul Tudor, de asta s-a și mărit. Nu e cazul să facem o discuție. De asta s-a și mărit vârsta de pensionare și în Occident, dar să știți că sunt și efecte perverse. Uitați-vă că tinerii intră mai târziu în muncă. Există un șomaj foarte ridicat în rândul tinerilor. Și să nu comparăm speranța de viață a românilor, care e de 70 de ani, cu speranța de viață a norvegienilor. Să nu ne luăm după ipoteza aceasta că trebuie să mergem după Uniunea Europeană și să spunem ce de trai diferit. E vorba și condițiile de muncă, da, de sănătate diferit. Să revin. Ăsta este motivul pentru care se acordă o atenție deosebită și pe guvernul asupra pensiilor. Pentru că există o debalansare. Și acum sunt două variante. Prima variantă este să te duci la venituri și să crești venituri. Păi asta înseamnă să crești numărul de locuri de muncă. Ceea ce se întâmplă. Se întâmplă. Avem 100 numărul de locuri de muncă și vă revine să crești 140 de locuri de muncă de la începutul anului. Și să crești și salariile. Da. S-a întâmplat asta. Ceea ce se întâmplă. Pentru că, să știți, faptul că noi recoltăm la bugetul de stat numai aproximativ 30% din PIB
Deși media europeană e cam 40%, domnul ministru, și vreau să mă corectați, este și din cauza faptului că avem salarii foarte mici comparativ cu Germania, de exemplu. Haideți să ne uităm totuși pe cifre, să vedem că veniturile au crescut cu 1,2%. Au crescut, dar nu atât cât v-ați prognozat. Asta e un aspect. Și al doilea aspect. Deci ne uităm pe venituri și trebuie să ne uităm și pe cheltuieli. Și într-adevăr, aici intrăm în discuția celor 10 principii pe care le spuneți dumneavoastră. Revit, un principiu. Ați spus de 65 de ani. Eu nu sunt de acord. Eu personal nu cred. Cred că în România, societatea românească, femeile încă... E un principiu cerut de Uniunea Europeană. Oficiul de Uniunea Europeană, de aplicat, dar până în 2030 femeile, în toate special, țările. Femeile familiste, femeile mame, trebuie să beneficieze, din punctul meu de vedere, de un bonus. E, asta vrea să facă PSD. Asta face PSD, exact. Al doilea, ați adus în discuție problema militarilor. Eu nu o să fac o pledoarie, că ar fi o pledoarie subiectivă, dar vă spun așa. Să știți că un militar își începe cariera la 20 de ani, face un contract cu statul român. Statul român, în momentul ăla, pe toată perioada carierei lui de 40 de ani, ia niște drepturi. El nu poate să facă politică, el nu poate să facă grevă. Afaceri nu prea face. El nu poate să facă afaceri, nu poate să fie în Consiliul de Administrație. Eu eram amiral, stăteam la Constanța și puteam să mă sui în mașină să ajung la Varna sau să mă opresc la Caliacra mult mai repede decât la București și nu puteam decât cu aprobarea Ministerului Apărării Naționale. Orice alt cetățean putea să facă treaba asta. Și dacă statul român, vreme de 40 de ani, ți-a limitat niște mi-a luat drepturi. Mie niște drepturi și eu am făcut un contract cu statul român, e normal ca și statul român, dacă ajung la vârsta respectivă, pentru că militarii... Mai ceva, un lucru dureros pe care știi, speranța de viață în rândul militarilor de carieră este... Pensionarea militarilor este de la Alexandru Macedon. Nu o inventăm. Sigur, e adevărat, excesele sunt cele care creează dispute și discuții în societate și ar trebui să facem această diferențiere între cei care primesc o pensie absolut meritată, o pensie militară de la armată, de la interne și așa mai departe și veți vedea zilele următoare care este pensia medie militară în România. O să fiți foarte surprinși de ce se discută și